La ora actuală, pentru a avea contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, un medic de familie trebuie să aibă pe liste cel puțin 800 de asigurați. Eliminarea acestei limite ar putea favoriza medicii tineri. Este binevenit că medicii tineri care termină specialitatea de medicină de familie pot intra în sistemul medical cu cabinete necondiționate de numărul de pacienți, cum era până acum, este până acum de fapt, pentru că acest proiect va intra în vigoare probabil de la 1 ianuarie 2016, era condiționat de minim 800 de pacienți să aibă pe listă și după aceea Casa de Asigurări încheie contract pe medicină de familie. Asta însemna pentru tânărul medic o alergătură, ca să spun așa, aș găsi pacienții timp de 3 luni sau chiar de 6 luni ca să poată să încheie contract. Totuși există și riscul să apară probleme serioase în medicina primară. De proiectul promovat de CNAS ar putea profita centrele medicale mari pentru a obține bani de la casele de asigurări de sănătate în mod nejustificat. Îmi pare foarte rău, dar cred că noi nu prea mai avem medici suficienți ca să ne temem că o să apară peste noapte cabinete de medicină de familie ca ciupercile. Și tot din acest punct negativ face parte un lucru că probabil or să apară, sunt deja centre medicale în orașele mari, cum este în București, care sunt prevăzute cu cabinet de medicină de familie și, de fapt, există doar formal existența acestui cabinet, pentru că ei fac contracte cu medici de familie care au alte cabinete în alte părți, formal, ca să își poată ridica de la Casa de Asigurări de dreptul. Deci, după mine, trebuie într-un fel ușor controlate aceste cabinete care or să apară. Proiectul CNAS a fost lansat în dezbatere publică la sfârșitul săptămânii trecute. El mai prevede, între altele, că nu se va mai stabili numărul de medici de familie și de specialiști de care este nevoie în sistem, iar necesarul de investigații și de fonduri va fi stabilit numai de către autorități.